Drumul de acces spre Rânca ar putea fi închis din cauza viscolului și a zăpezii. Drumarii acționează cu utilaje cu lamă și material antiderapant. Zona se află sub cod portocaliu de viscol și ninsori abundente până la ora 20. Conducătorii auto sunt sfătuiți să nu se aventureze pe drumurile din zonele montane cu mașinile neechipate de iarnă și să încerce să nu plece la drum seara pentru a nu risca să rămână înzăpeziți. Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri Craiova anunță că este posibil ca drumul spre Rânca, dar și alte segmente aflate sub avertizarea meteorologică, să fie restricționate temporar. Având în vedere că urmează mini-vacanța de Ziua Unirii Principatelor Române, iar stațiunile montane au un grad mare de ocupare, facem apel la toți conducătorii auto să aibă mașinile echipate corespunzător, anvelope de iarnă, lanțuri antiderapante și să evite plecarea la drum după lăsarea întunericului. Facem precizarea că este posibil să fie luată inclusiv decizia de a se restricționa circulația rutieră pe anumite sectoare de drum în cazul în care nu se pot asigura condiții de circulație în siguranță, au transmis reprezentanții DRDP Craiova.